Da, la mulți ani. La mulți ani. Cum ne gândim noi la cei care ne-au făcut viața atâția ani, nu? Ne-au făcut viața, da. Hai, că poate să mai avem astfel de evenimente. Nu ținem neapărat, dar știi cum e. Cum? Dacă e necesar, mai dacă e musai cu plăcere. Mai trebuie făcută și curățenie. Poate totuși, nu. Nu? Adică poate avem și noi parte de evenimente mai fericite. A, nu vreți să fim mai vesele astăzi? Să nu fie cazul. Asta zic, da. Mă rog, azi e ziua națională. Da. Atât, măcar azi, asta, piua. 3 decembrie, azi e o zi națională. E o zi în care merită să ne gândim un pic și la noi împreună. La noi împreună ca națiune. La patria noastră. Că avem timp după aia tot restul anului să fim individuali și fiecare pentru el, cum din păcate suntem. Ați observat națiune, patrie, patriotism? Astea au devenit cumva cuvinte prea mari pentru vremurile pe care le trăim. Nu vi se pare? Parcă ne-ar fi rușine să ne mai mândrim cu patria noastră, când chiar acest cuvânt patrie vine din latină și ne vorbește despre locul, despre pământul moștenit de la părinți, de la strămoși. Asta este etimologia cuvântului patrie. Parcă ne ferim să mai spunem că aparținem aceleiași națiuni, cea română, că asta ne definește, ne construiește și ne individualizează printre toate celelalte, cu bune și cu rele, firește, că nu e nimeni perfect. Poate că, nu știu, e și o reacție de rezervă, așa, ba chiar de jenă a oamenilor de bun simț față de abuzarea sfărăitoare și demagogică a ideii naționale de către ciurde de politicieni găunoși și vedete mediocre care suflă în trompete patriotari de te asurzesc. Dar faptul că unii mint nu înseamnă că adevărul nu e mai puțin valoros. Ba, mie mi se pare că e chiar dimpotrivă. Dragostea de patrie merită trăită sincer și profund, indiferent de câte minciuni spun alții pretextând că iubesc la fel. Ce mai înseamnă azi dragostea de patrie? Vedeți, noi nu mai suntem puși în situația bunicilor și a străbunicilor noștri care și-au dat viața cu sutele de mii pentru patrie și națiune. Noi nu avem de oferit astfel de eroisme țării. Dar putem da alte dovezi de iubire patriei noastre. Gesturile fiecăruia se adună permanent în descrierea națiunii noastre. Și nu e chiar așa greu, deși multora le pare, din păcate, imposibil. Nu e chiar așa greu să faci gesturi mici, de dragoste de patrie, care par derizorii, dar încă o dată ele împreună se adună. Așadar, respectă-i pe ceilalți, așa cum ai vrea tu să fii respectat. Nu fura, nu minți, plătește-ți taxele, cere-ți drepturile, îndeplinește-ți obligațiile, votează și cere celui care te reprezintă în parlament, în primării, să dea socoteală pentru puterea pe care i-ai încredințat-o temporar. Fă bine în loc să faci rău și vom câștiga cu toții. Astăzi, așadar, e 1 decembrie, ziua în care, acum 103 ani, piesele în mișcare ale marii mașinării a istoriei s-au potrivit cumva, în sfârșit, astfel încât să ne deschidă și nouă ușa ferecată a viitorului, pe care și-l imaginaseră generații întregi înainte. Se spune că românii au avut un mare noroc atunci. Și da, probabil că a fost și asta, dar se mai spune și că norocul și-l mai face și fiecare. Ei bine, uite, așa și viitorul avem puterea să ne-l facem și avem tot interesul să fie bun, pentru că viitorul nostru este prezentul copiilor noștri. Ce cuvinte ne descriu nouă românilor valorile în care credem, valorile care ne unesc? Ei bine, pentru al doilea an la rând, voi, ascultătorii Europa FM, ați construit clasamentul cuvintelor care rezumă valorile românilor, cuvântul care ne unește, deci. Acest clasament este alcătuit din propunerile și voturile voastre, membrii comunității Europa FM, care vă întâlniți cu noi pe aceeași frecvență zi de zi în atâtea locuri din lumea asta largă. La prima ediție a clasamentului, cuvântul care ne unește, anul trecut, voi ați propus cuvântul dor, în majoritate, ca fiind cel mai reprezentativ pentru români. Iar anul acesta, cel mai frecvent cuvânt pe care l-ați menționat în propunerile voastre este speranță. Acesta fiind urmat în top de acasă și, ce să vezi, de radio. O ascultătoare Europa FM din Galați a motivat alegerea cuvântului speranță ca fiind cel mai reprezentativ pentru perioada prin care trecem. Și aș vrea să o citez pe Gabriela, care a scris pe site-ul nostru europafm.ro: speranța e ultima care ne-a mai rămas, speranța la o viață mai bună, speranța că într-o zi ne vom revedea cu cei dragi, speranța într-un viitor mai bun pentru copiii noștri, speranța moare ultima. Ne pierdem speranța, ne-am pierdut și noi, ne-a scris Gabriela. Al doilea cuvânt în lista celor mai des nominalizate de ascultătorii Europa FM este acasă, explicat poate cel mai bine de Alin din Alba Iulia. Citez:
Acasă este cuvântul pe care fiecare român îl folosește când își descrie țara de origine. Așa cum familiile se reunesc acasă sub același acoperiș, asemenea și românii, trup și suflet, sub același tricolor. Iar în topul propunerilor de cuvinte care unesc românii în 2021 se regăsește pe locul 3, radio. Ioana din Jucul de Sus, în județul Cluj, arată mesajul ei că radioul este cel care ne ține uniți oriunde am fi. Și acum, revenind și eu, cred că speranța e cuvântul anului, speranța este despre credința în victorie, chiar când înfrângerea pare iminentă. Speranța este despre adaptabilitate și reziliență psihologică, despre convingerea că vom reuși în cele din urmă. În plus, speranța presupune luptă și concentrare și efort, emoție și cumpănă, și face atingerea obiectivului cu atât mai valoroasă. Certitudinile sunt plicticoase, speranța este însă mobilizatoare. Și în acest context, cred că speranța e mai mult decât cuvântul anului. E cuvântul care descrie istoria întreagă a acestui neam, care n-a avut noroc decât în momentele sale cruciale. Mie mi se pare că e un triunghi foarte interesant într-un an în care, sau într-o perioadă în care am stat mai mult acasă, radioul e speranța românilor. Uh-huh. Știi, cumva. Adică pe aici ne învârtim. Dar speranța nu e un cuvânt nou. Mie mi se pare că speranța, de speranță ne-am legat și înainte de Revoluția din 1989. Și încă cum? Da, adică acolo totul era legat de speranță. Speram să fie mai bine, speram la ceva mai bun, speram să fie altfel. Asta că atunci speram parcă toți în același sens. Asta e foarte adevărat. Din păcate, astăzi sperăm un pic diferit de la caz la caz. Dar și fotbal, speranța e... Speranța moare ultima în fotbal, da. Dar în societate vezi că unii sperăm să nu se scumpească gigacaloria, alții sperăm să călătorim în jurul lumii. Da, deci sperăm mai, la mai bine, ce? Nu? Da, dar parcă totuși așteptăm ziua în care o să sperăm cu toții și cât mai mulți și la aceleași lucruri, știi? Adică, până la urmă, asta face o națiune, nu? Ok, păi să lucrăm în sensul ăsta, nu? Că asta de asta avem microfoane și de asta suntem împreună pe frecvență. Da, să nu lăsăm pe speranța să îmbătrânească, nu, pentru că de ea ține totul. Deșteptarea. Wake up. Rise and shine. În fiecare dimineață la Europa FM.